Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a comunicat într-o conferință de presă desfășurată miercuri 17 mai că ordinele de începere a lucrărilor la sala polivalentă au fost emise recent. Edilul a explicat că întârzierea demersului a fost cauzată de necesitatea aprobării noii soluții de încălzire propuse de Municipalitatea Suceveană în cadrul Comisiei Tehnico-Economice de la Compania Națională de Investiții. Astfel, în locul încălzirii cu gaz metan, s-a optat pentru încălzire pe pompe cu recirculare apă, sol și panouri fotovoltaice. Primarul Ion Lungu a exprimat speranța că turnarea primelor fundații va începe cât mai curând, astfel încât lucrările să fie finalizate în anul 2024. Sala polivalentă, amplasată în spatele zonei metro, va ocupa o suprafață totală de peste 28.000 de metri pătrați și va fi construită cu protecție antiseismică. Clădirea va avea un regim de înălțime de parter plus 2 etaje și va beneficia de o suprafață utilă de 25.000 de metri pătrați. Ea va include două terenuri de sport complet echipate, sală principală și o sală de antrenament, precum și spații destinate recuperării medicale, activităților culturale și expoziționale. De asemenea, vor fi amenajate 6 piste de bowling, spații tehnice, grupuri sanitare și o parcare cu 715 locuri, inclusiv 6 locuri destinate autocarelor. O veste bună, începând săptămâna trecută, s-a dat ordine de începere a lucrărilor la sala polivalentă. Se lucrează destul de intens acolo la partea de fundații. Sper ca în perioada cea mai scurtă de timp să turnăm primele fundații. Așa cum am spus, s-a întârziat această ordine datorită faptului că au fost modificați indicatorii la sala polivalentă la Suceava. Noi am, mă rog, în panică care era anul trecut, creată de prețul la gazul metan, care era foarte sus, acum s-a mai domolit. Am cerut schimbarea soluției de încălzire de pe gaz metan, pe pompe apă, sol și panouri fotovoltaice. S-a aprobat acest lucru la CNI, în Comisia Tehnico-Economică. A crescut valoarea indicatorului undeva la 3 milioane de euro pentru această nouă soluție de încălzire. În final avem toate aprobările, se lucrează destul de bine și sper să recuperăm acest timp pe care l-am pierdut de vreo lună de zile la începutul acestui an.